Constantin Enceanu, prima aniversare fără Petrică Mâțu Stoian, mi-a lipsit telefonul lui. Este primul an în care Constantin Enceanu și-a sărbătorit ziua de naștere fără bunul său prieten, Petrică Mâțu Stoian. Interpretul de muzică populară a dezvăluit că i-a simțit lipsa. Constantin Enceanu a împlinit 58 de ani, miercuri, 16 februarie. Interpretul a fost sunat de nenumărate persoane care i-au urat numai de bine și chiar a glumit că s-a simțit precum un angajat la call center. Totuși, un lucru i-a lipsit lui Constantin Enceanu și anume prezența la aniversarea sa a bunului prieten, Petrică Mâțu Stoian. Constantin Enceanu a dezvăluit că nu este deloc obosit și nu simte înaintarea în vârstă. Din contră, dacă nu ar avea câteva mici probleme de sănătate care îl supără, ar fi exact ca în tinerețe. Mă simt ca la 25 de ani. Cei drept, am împlinit 28 de când am împlinit 30. Nu e mare lucru. Mă simt minunat și credeți-mă că dacă n-ar fi să mă mai doară câteodată piciorul, n-ar fi niciun fel de problemă. De azi dimineața am făcut pe centralista. Nu pot să le răspund la toți, îmi pare rău, dar știu că prin telefonul lor sunt alături de mine. Le mulțumesc! E una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Chiar dacă este obositor la un moment dat, înseamnă că lumea mă iubește, ca am prieteni adevărați. Lucrul ăsta nu face decât să-mi dea aripi și să muncesc mai cu spor, pentru că e și rodul muncii mele de 33 de ani, a declarat Constantin Enceanu cu toate că i-au fost alături prietenii, colegii de breaslă și familia, îndrăgitului interpret de muzică populară i-a lipsit ceva. Anul acesta a fost pentru prima dată când cei doi nu s-au putut bucura împreună de eveniment. Petrica Mățu Stoian s-a stins din viața în toamna anului trecut. Am avut o adevărată relație de prietenie, cu mai greu se găsesc în ziua de astăzi. Se pare că Dumnezeu l-a vrut acolo între îngeri. Este destul de dureros că vorbesc la timpul trecut despre așa ceva. Mi-a lipsit telefonul lui, sincer. A spus Constantin Enceanu într-un interviu.